Astăzi a fost o zi importantă pentru câmpul Ungeni. Bazinul semiolimpic din cartierul Grui a fost inaugurat cu mare fast. Invitații administrației locale au fost de seamă, iar panglica inaugurativă a fost tăiată de primarul Călin Andrei și campioana olimpică Maricica Puică. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că suntem onorați de prezența unor campioni la câmpul lung. E vorba de doamna Maricica Puică, de doamna Anca Pătrășcoiu, de președintele Federației de Tenis, domnul Cosac, domnul George Cosac, vă rog, veniți aici. Și de alt sportiv de performanță. Așa. Da? Nu vrea. Da. Așa. Prezenți au fost toți consilierii locali, împreună cu mulți oameni de afaceri locali și județeni. Primii care au testat bazinul au fost două grupe de copii care au oferit o demonstrație de înot. Invitații au făcut un tur al cabinelor, fiind impresionați de noua construcție. După cum era normal, un sobor de preoți a oficiat o slujbă de sfințire a clădirii. Având un locuitor pe Sfântul Ilie de Sfiteanu, pristopirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și se sfințește bazinul acesta. Avem un locuitor pe Sfântul Solonie de Sfânteanul, dar ca Sfântului și Bunuiște viață pe Domnul, copirea cu aceasta a fost sfințită numele Tatălui, dar Fiului și a Sfântului. Se binecuvintează și se sfințește bazinul acesta sfântit, ocrotitor avându-l pe Sfântul Corochile de Sfânteanu, prin stopirea cu aceasta a fost sfințită, numele Tatălui, ca-n Fiului, ca-n Sfântului, acum și pururea și-n vecii vecilor. Pe rând, edilul Călin Andrei și invitații săi speciali au transmis mușcelenilor gânduri de bine cu ocazia inaugurării. Așteptat o aprobare la Compania Națională de Investiții, când am văzut că întârzie să mai sosească aceasta, am luat decizia cu sprijinul Consiliului Local de a construi pe forțe proprii un astfel de bazin la Câmpul Lung. În acest moment trebuie să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în finalizarea acestui proiect, companiei 3G Sport și companiei Ansecom, care au lucrat împreună sub coordonarea celor de la 3G Sport și iată, în momentul de față, putem să avem la Câmpul Lung un bazin de înot. De aici înainte,
predăm ștafeta doamnei Voinescu, adică companiei locale Dilu, ca să administreze acest bazin. Este un prilej minunat, este o mare bucurie când aud că undeva în țară se mai deschide un bazin. Sper să se bucure toți locuitorii acestui oraș și cei tineri să învețe să înoate și cei mai în vârstă să se relaxeze, de ce nu să apară și performanțe. Felicit primăria, primarul, nu știu cine a avut această inițiativă și cine a avut răbdare și perseverență să ducă la capăt un așa proiect. Mult, mult succes tuturor celor care o să beneficieze de pe urmele acestui bazin. Sunt enorm de bucuroasă, scuzați-mi emoțiile, mă bucur nespus de mult că se mai face și la noi ceva în țară. Spre exemplu, un bazin, o pistă, deși am avut și bazine și piste, au dispărut toate, după cum știți. Sper ca Câmpul Lungu, care este a doua mama mea, eu sunt din Iași, dar Câmpul Lungu m-a adoptat și mă bucur nespus de mult. Și sper că copiii care vor face performanță și sper să facă performanță să ajungă cel puțin la câteva olimpiade. Mult, mult succes și încă o dată baftă în tot ce faceți. Suntem fericiți că am reușit să realizăm acest bazin și cu această, cu această concepție lemn și peliculă care permite utilizarea lui tot timpul anului în condiții foarte bune. În același timp și din partea Federației Române de Polo, al cărui reprezentant pot să zic că sunt, suntem mândri și bucuroși că vom avea un centru în care se va face o pregătire a copiilor, atât pentru inițiere, cât poate ulterior și pentru performanță. Mulțumesc pentru cadou făcut de municipalitate, este o responsabilitate enormă, pentru că noi suntem doar producători de apă, nu și înotători și va fi foarte greu să administrăm acest bazin la standarde europene. Promitem că ne vom mobiliza și să încercăm ca cei care vor face înot aici să fie performerii României. Mulțumesc! Probabil că la 1 august, pentru că trebuie să facem probele tehnologice, trebuie să ne organizăm și probabil că la 1 august vom da drumul pentru public. Și să se știe foarte clar că acest bazin este în primul rând pentru copii, că aici se va intra numai pe bază de legitimații, numai pe bază de buletine medicale, de buletine de sănătate, pentru că altfel nu putem să ținem un bazin la standarde europene. Este un bazin semi-olimpic de 1,40 m la 1,80 m, are 25 cu 12 și apa încălzită la 24-26 de grade.